În județul Buzău au fost descoperite o serie de unități de învățământ care nu ar trebui să funcționeze pentru că nu îndeplinesc condițiile legale pentru siguranța copiilor. 60 dintre unitățile școlare au fost verificate de o comisie mixtă înființată prin ordin prefectural, în timp ce inspectorii de la Inspectoratul Școlar Județean au controlat toate aceste unități. Au fost controlate un număr de 60 de unități, școli, gen școli, grădinițe și licee. Din ce vă pot spune eu la momentul acesta, ne referim acum la toate unitățile, când vă spun toate unitățile din județ, adică numărul de 549, din aceste unități, un număr de 221 nu au autorizație de stingere la incendiu. Pentru aceste unități care nu sunt autorizate pentru siguranța la incendiu, pot să spun că ordonanța numărul 17-2016, prin care erau obligate ca până la data de 31 decembrie 2016 să fie autorizate din punct de vedere al siguranței, a fost prorogat acest termen până la data de 30 iunie 2017. La nivelul județului, procentajul școlilor care dețin avizul de la ISU este de 64%. Nici în mediul urban, unde măsurile de protecție la incendiu ar fi trebuit să fie îndeplinite cu prioritate, situația nu este mai bună. Sunt 104 școli în mediul urban, din care numai 57 necesită să obțină autorizație potrivit legii, pentru că celelalte sunt deja cu toate condițiile îndeplinite. Deci dacă dăm la o parte 57 de școli care trebuie să-și organizeze, să-și obțină autorizația, la ora aceasta vă spun că pentru acestea, numai în 15 din acestea, numai în 15 școli s-a obținut autorizația de ISU, iar urmând ca în celelalte 42 să se realizeze acest lucru pe măsură ce ele își îndeplinesc măsurile de remediere, astfel încât să îndeplinească cumulativ toate condițiile pentru obținerea acestei autorizații. Pentru a fi îndeplinite toate condițiile legii solicitate de pompieri, sunt necesare eforturi umane și materiale importante. Unitățile școlare în cauză nu dispun de fonduri suficiente pentru a rezolva în termen scurt toate neconformitățile, dar vor trebui să respecte termenele acordate de ISU. Avem în atenție fiecare vizită prin școlile noastre și verificarea acestei situații. Dacă au și în ce stadiu și ce trebuie să mai facă și cine trebuie să îi sprijine pentru a realiza toate cerințele obținerii unei autorizații. De la începutul anului, 28 de unități școlare au depus cereri pentru obținerea autorizației de siguranță la incendii și doar 12 dintre ele au fost aprobate.